Ne place, nu ne place, maschie peste tot, nu scap de el, e posibil să te enerveze, dar e probabil să te și activeze, spune biograful său, intri la joc. Și Musk îți răspunde, John Oliver primește replica după satira de final de an, faci o treabă bună, păcat că ești ochist. La scor, șeful de la Tesla joacă la zero, dar stă bine, doar Buffett are scor pozitiv în All America Economic Survey. Bill Gates, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg sunt pe minus. Zero înseamnă că are număr egal de admiratori și de hateri, explică Isaacson. We thought we'd focus on someone who's had a pretty big 12 months. Elon Musk, a man who can pull off pretty much any bad guy in a movie look. There's a Lex Luthor posing for the cover of Metropolis Maniacs Monthly. There's Why No, Mr. Bond, I and my child bride expect you to die. There's I just bought your media company and I'm about to strip you for parts. There's Space's first racist sheriff. And finally, the less fuckable reimagining of Billy Zane's character in Titanic. Truly, the man has range. Elon has made news all year, from test launching the most powerful rocket ever built to just this week having to recall 2 million cars due to safety concerns. He even challenged Mark Zuckerberg to a cage fight, to which Zuckerberg replied, send me location. And may I suggest to both of them, interior volcano. Was sort of critical, but by the end says the same thing, that this guy is all over our lives. We got to understand him, and that's kind of point of my book, which is he's all over our lives in all sorts of ways, a fascinating character who's going to enrage you, but he's also going to engage you. You got to figure him out. Mă simt și eu puțin vinovat acum, pentru că e adevărat, am avut Elon Musk anul ăsta. Ce te enervează, spune, te enervează Elon Musk? Nu mai mult ca înainte. Nu mă deranjează, nu mă enervează, îmi place de multe ori. Pot spune că în ultimii ani, adică dacă mă raportez la acum 4-5 ani, chiar mă deranja. Mi se părea că prea e peste tot, mi se părea că prea toată lumea vorbește despre Elon Musk. Dar probabil că nu aveam reperul, nu știam exact cine e Elon Musk, adică nu reușisem să-l cuprind cumva din toate punctele lui de vedere, de la fondatorul PayPal și altor companii de tip finance până la urmă și până la punctul în care explorează spațiul și pleacă pe Marte, nu reușisem la momentul respectiv să trec prin toate etapele. Acum l-am mult mai clar în minte și uneori îl înțeleg mai bine și mi se pare și că este totuși un tip care spune lucrurilor pe nume, ceea ce îmi place, chiar cu riscul de a pierde bani, așa cum spune și el, are totuși un obiectiv cumva, sau cel puțin cel declarat, e un obiectiv social, uman, un face lucruri care ar trebui cumva să meargă spre bine pentru planeta noastră, da? Inclusiv Solar City, inclusiv Tesla până la urmă, până când îmi va dovedi cineva că e mai poluant să faci știu eu ce mașină electrică decât să produci și să și conduci o mașină care are emisii. Până atunci îl cred pe cuvânt, pe Elon Musk. Da, lui Elon Musk nici nu-i place să fie plăcut, nici nu-și dorește asta și nici nu încearcă să dovedească. Și culmea că e totuși, cum spuneam, la zero, da? Joacă la 0-0. Adică are pe atât de mulți admiratori pe cât și hater și invers. Și atunci ajunge la cumva pe place, zero. Place, nu? Este da, discuția asta despre acești îmi place oameni. Acțiunea mai mult decât mașina, ca să, să știi, și nu e că e discuția, dar chiar mi se pare mult mai așa. Mașini cred că găsești destule variante și găsești destule alternative, unele mai frumoase, altele mai performante, unele mai puțin scumpe, nu știu, habar n-am. De ce te-am întrebat chestia asta? Pentru că, cum vorbeam mai devreme, folosești niște servicii de la niște oameni pe care îi displaci. Păi atunci de ce le folosești? Avem exemplul ăsta cu Zuckerberg, da? Care mai nou are și Threads, ai Instagram, ai Facebook, pe care toată lumea, aproape că poate ori mai fi doi pe undeva sub o piatră care nu folosesc, folosesc aceste servicii. Păi du-te, nu știu, pe ex, dar și dacă te duci pe ex, la înseamnă că nu mai ai cont de Instagram. Adică sunt oameni care folosesc aceste servicii, trăiesc cu ele, sunt vitale în fiecare zi. Se uită la Prime, la fel, vorbim de Jeff Bezos, folosesc funcțiile Amazon și așa mai departe. Uite că dar avem și cifrele. Iată, 0% Elon Musk.
Da, 0% sunt cifrele sondajului All America Economic Survey pe care îl pomeneam mai devreme. 0% Musk, ceea ce e bine, da, ținem cont, pentru că acolo se face o balanță între cei care îl plac și cei care nu îl plac. Divizează societatea americană cel mai bine, așa și numesc cei de la CNBC care realizează acest sondaj, The Divider. Adică are atâția bărbați care îl displac, cât și femei care îl plac, sau invers. De obicei invers, nu îl plac femeile. Aici avem, în schimb, niște cifre care arată cumva gradul de acceptare printre elitele financiare din state. E, aici lucrurile se schimbă un pic. Warren Buffett e mult pe plus, e foarte apreciat de cei care constituie probabil 1% din societatea americană. Bill Gates plus 15, Elon Musk scade, vezi, deja e cu minus pe aici. Mark Zuckerberg își păstrează poziția. Nu-l plac nici cei din societatea de bază, nu-l plac nici cei de la vârf. E un E cam personaj. bătăios. Dar eu mă întreb, cu Bill Gates ce ori avea non-elitele, dacă pot să mă exprim așa, că nu fiecare are un computer în casă, până Și la urmă. folosește un Windows, poate, dacă nu ești pe sistemul iOS. Ba da, dar Bill Gates știm foarte bine, mai dă niște vaccinuri, mai face niște țânțari care să împiedice malaria și Ah, atunci da. probabil că teoriile Corect. legate de conspirații care l-ar putea pune într-o lumină negativă și totuși nu e învins. Adică are un minus 3%, nu? Parcă atât am văzut pe ecran mai devreme. Adică nu e acolo, e bine, îl plac un pic mai puțin decât cei care îl înjură. Hai să vedem, așa pe scurt, pe repede înainte, niște profiluri totuși. Cine votează sau cine sunt cei care îl plac? Uite, spre exemplu, pe Warren Buffett, sunt în general bărbați cu vârste peste 50 de ani, democrați, din tabăra democraților din Statele Unite, oameni care au cel puțin 50.000 de dolari investiți pe bursă și care câștigă anual cel puțin 75.000 de dolari. Adică destul de elevați cei care îl apreciază și îl plac pe așa a zisul oracol din Omaha, da? Aici e doar o bucățică așa totuși din pătura miliardarilor, pentru că la restul lucrurile se zbat destul de tare și dacă tot l-ai luat pe Zuckerberg în primire și chiar ești nemulțumită, să ne zici tu niște lucruri legate de cei care îl Bineînțeles, bărbați antipatizează. între 18 și 49 nu-l plac și mă gândesc care ar putea fi motivele. Este un tip Crezi că sunt bine invidioși, a? făcut, da, mă gândesc la asta, mai ales că e pe acolo și el ca vârstă, nici femeile, dar la jumătate este numărul, deci sunt cumva mai obiective în general, minus În 23%. general, nu știu, legat de Zuckerberg, am astea datele pe care le-am. Nu știu dacă în general, nu ne induce în eroare, nu lua apărarea femeilor fără să ne dai și cifrele. 23% îi dau doamnele, 49% îi Cu dau minus, da? cu Ține minus, cont. minus, 49% îi dau republicanii. Nu știu dacă să zic că sunt fani sau nu, că nu știu care e situația cu democrații. Dar bănuiesc că putem să tragem concluzia de Nu, aici. nu, sunt în același ton cifrele cumva, doar că republicanii îl antipatizează puternic pe Mark Zuckerberg și au minus 50% sau ceva acolo, iar la democrație are același raport cumva bărbați-femei, adică la democrație tot cu minus are, dar are minus 20 și ceva la Deci sută înseamnă din că ce am văzut eu. n-are camionetă Zuckerberg, că știi că vorbeam de faptul că republicanii preferă mașinile mari. Și uite Sigur că... merge cu o Tesla. Da, mă gândesc și eu. Uite că tot vorbeam așa de politică, votanții lui Biden îi dau un minus de 44%, la Trump e plus 44%, pentru că putem să integrăm și pe ei în elite, aproape egalitate, da? Nici nu știu ce să mai zic aici, cred că vreau să ne întoarcem mai degrabă la elite sau să trecem direct la fashion? Eu zic să vedem și cum stăm cu moda, că până la urmă vorbim foarte mult de miliardari, știi foarte bine, ei nu se îngrijesc foarte mult de garderoba lor. Uite, Mark Zuckerberg poate de aia și așa urât de toată lumea, pentru că omul are aceeași ținută replicată în 5-7, de 5-7 ori, adică el are 7 perechi de jeans, toți la fel, 7 tricouri, toate la fel. Știm foarte bine acel outfit al lui cu jeansul bleu și cu tricoul gri. Bineînțeles, cred că am vorbit despre asta și pe TV. Sunt haine de calitate, haine fără brand, dar elimină acea alegere, da? Și vechiul sistem pe care îl cunoaștem. Cu cât mai multe alegeri faci într-o zi, cu atât mai greu și mai dificil îți va fi să le iei și să o iei pe cea bună, Da. bineînțeles, pe parcursul zilei. Așa că de dimineață el elimină cel puțin o decizie, adică cea legată de cu ce mă îmbrac azi.
Dar Bun, mai puține haine, mai multe platforme. nouă Știi ne cum place e? să vedem care e moda totuși, pentru că nu suntem Zuckerberg și nici nu vrem.